Procurorul general îi răspunde lui Tudorel Toader, după solicitarea ministrului de desecretizare a protocoalelor cu SRI, facem o analiză. Procurorul general Augustin Lazăre a declarat, marci, cu privire la solicitarea ministrului Justiției, Tudorel Toader, de desecretizare a protocoalelor încheiate între structurile de parchet sublinierei Serviciul Român de Informații, ce Ministerul Public va face mai întâi o analiză de legalitate, iar apoi va lua o decizie. Este o decizie importantă de secretizare a sublinierei a se va lua de îndat ce se va încheia operațiunea de analiză temeinic în această problemă. Ca orice altă decizie, Ministerul Public face mai întâi o analiză de legalitate, apoi lume măsura. Discutăm de principiu, facem o analiză pentru a vedea dacă există condițiile legii pentru aceasta, a explicat Lazăre, la sediul CSM, potrivit Ager Press.